Diabetul este o problemă globală răspândită, caracterizată prin niveluri ridicate ale glicemiei. Gestionarea aportului de carbohidrați și grăsimi este crucială pentru persoanele cu diabet pentru a menține nivelurile de glucoză stabile. Deși mulți presupun că fructele, bogate în carbohidrați și zaharuri, ar trebui evitate de cei cu diabet, această noțiune este neîntemeiată. Numeroase fructe, în ciuda conținutului lor de zahăr, nu ridică semnificativ nivelul zahărului din sânge și pot fi consumate în siguranță. Alegerea fructelor întregi în locul sucurilor de fructe este importantă. Această discuție explorează șapte astfel de fructe prietenoase cu diabetul. Numărul 1, struguri. Strugurii oferă nutrienți și antioxidanți abundenți care conferă diverse beneficii pentru sănătate. Studiile sugerează o legătură între consumul mai mare de fructe întregi ca struguri și riscul redus de diabet zaharat de tip 2. Acestea furnizează vitamine și minerale esențiale, fiind în același timp sărace în calorii și grăsimi. Numărul 2, Fructe de pădure Fructele de pădure sunt pline de nutrienți și fitochimicale, având potențialul de a atenua mai multe condiții cronice, inclusiv diabetul. Soiuri precum merișoarele, afinele, afinele, zmeura și căpșunile s-au dovedit că reduc nivelurile de zahăr din sânge după masă, la cei cu rezistență la insulină și sindrom metabolic. Includerea de fructe de pădure în dietă poate îmbunătăți profilurile glicemice și lipidice. 3. Rodiile considerate un superfruct Rodiile sunt bogate în fibre, antioxidanți, vitamine și minerale. Studiile indică impactul lor pozitiv asupra sensibilității la insulină și profilurilor lipidice din sânge. În plus, conținutul lor de antioxidanți contribuie la proprietăți antiinflamatorii și anticancerigene. Numărul 4. Cireșe. Cireșele se laudă cu antocianine antioxidante, care pot ajuta la controlul zahărului din sânge prin stimularea producției de insulină. Acești antioxidanți au proprietăți potențiale antidiabetice, Îmbunătățind beneficiile generale ale sănătății cireșelor. Numărul 5. Fructe citrice. Portocalele și grapefruitul sunt bogate în flavonoide, compuși cu potențial antidiabetic. Flavonoidele au fost asociate cu îmbunătățirea rezistenței la insulină și funcția celulelor beta din pancreas. Fructele citrice oferă de asemenea micronutrienți esențiali, precum vitamina C. Numărul 6. Avocado bogate în grăsimi sănătoase și cu puțin carbohidrați, avocado are un impact minim asupra nivelului zahărului din sânge. Grăsimile din avocado contribuie la sațietate prelungită, reducând consumul excesiv de calorii. Ele ajută și la îmbunătățirea sensibilității la insulină în diabetul de tip 2. Numărul 7. Deși merele conțin zahăr, conținutul lor de fructoză are un efect limitat asupra nivelului zahărului din sânge atunci când sunt consumate întregi, datorită conținutului lor de fibre. Fibra încetinește absorpția zahărului, prevenind creșteri rapide ale glicemiei. De asemenea, polifenolii din mere ajută la digestia carbohidraților și reglarea zahărului din sânge. Incorporarea acestor fructe într-o dietă prietenoasă pentru diabetici oferă atât gust cât și beneficii pentru sănătate. Rețineți că răspunsurile individuale la alimente pot varia. Așa că monitorizarea nivelurilor de zahăr din sânge, după consum, este recomandată pentru o gestionare eficientă a diabetului.